Sunt costume autentice pe care fiecare dintre acești copii superbi îl au din familie. Nu știu, sper ca acest festival să ne prilejuiască întâlnirea cu astfel de grupuri care poartă astfel de costume. Cred că este cel mai prețios lucru pe care l-am văzut în această zi, prima zi de festival, la care vom munci din greu de acum încolo. Aș vrea să plec de la principiul care cred că este drag inimii tuturor de aici, un principiu pe care îl vedem afișat și la Consiliul Național al Dizabilității: nimic despre noi, fără noi. Este un principiu care arată în spate un spirit și urmarea unei mișcări pe care persoanele cu dizabilități în toată Europa și în întreaga lume au desfășurat-o de-a lungul timpului și au reușit să aducă în vedere tuturor valoarea pe care fiecare o are. În acest proces de a dezvoltării sustenabile încercăm să, este o nouă știință care s-a născut în acești ani, încercăm să construim bazele teoretice pentru o economie dinamică pentru că și cerințele sunt dinamice, sunt în evoluție, într-o societate echitabilă și inclusivă, și aici vă regăsiți în vârful listei. Noi ne dorim ca la Sasca să fie primul sat social din România, pentru că deja beneficiare din Sasca Mică sunt considerați ca și fiii satului Sasca Mică.